toate încăperile astea au fost locuite de copii? Atât de mulți copii au fost... Da, probabil cea mai sinistră, ca să zic așa, perioadă a fost a doua parte, anii 80, pe care am trăit pe propria piele, fiind la grădinița de peste drum, când doar puteam să văd starea deplorabilă în care se afla clădirea și condițiile în care trăiau copiii instituționali din vremea respectivă. Adevărul că și-ar merita un loc aici, la fel de bine, precum istoria cetății, a orașului, la fel de bine un loc în care să fie menționat și acest aspect. Mai puțin plăcut și interesant, dar care face parte, din păcate, din istoria locului. Împreună cu Florin Mărginean, facem un tur rapid al cetății. Se știe numărul copiilor care au fost aici? Chiar n-aș putea să intru în astfel de detalii, dar e vorba de, cred, sute de copii. În multe dintre camerele cetății, mobilierul greu de fier sau gratile de la geamuri sunt mărturii ale unei perioade tulburi. Practic, ceea ce putea fi văzut până în iulie 2022, când a fost demarat proiectul de restaurare, erau reminiscențe ale unei istorii dezolante. Una care împletea destinele frânte cu neputințele unui sistem totalitar. Intervențiile din perioada anilor 1970, prin care s-a dorit consolidarea clădirii, în fapt, au șubrezit structura cetății. Uite, podele mai sunt aici. Da. Da, dar toate sunt făcute pe planșeuri de beton. Deci intervenții destul de brutale. Aici ai accesul în pod. Uh-huh. Putem merge dacă vrei. Când au fost turnate grinzile astea? 1970, când practic este ultima intervenție serioasă de renovare a cetății. Și aici e podul. Da. Vede treptele de acces cum au fost încastrate în structura veche. Trepte masive din beton. În 1970-75, perioada comunistă, întregul ansamblu este renovat, restaurat. Restaurate mult spus, pentru că intervențiile sunt așa de masive și greoaie, încât grinzile de beton au afectat foarte mult, mai ales latura sudică a ansamblului, a castelului. Foarte probabil, sau aproape sigur, multe din aceste compartimentări se leagă de această perioadă, deci de perioada comunistă. S-ar putea crede că cetatea de la Ineu a fost transformată în școală pentru copii cu nevoi speciale de regimul comunist. Însă această decizie a fost luată în 1904 de ultimul nobil ce a deținut proprietatea, baronul Solimoși. Școala era cunoscută ca Institutul de Stat pentru Educație Specială și de Lucru. Din momentul în care devine funcțional, în fiecare an, nenumărate periodice tipărite în partea maghiară a Imperiului Austro-Ungar publicau anunțuri care înștiințau cititorii despre termenele la care copiii cu deficiențe mentale puteau fi înscriși pentru a urma cursurile acestui institut. Din aceste anunțuri aflăm și alte detalii despre institut. Spre exemplu, un copil trebuia să aibă minimum 7 ani pentru a fi admis, iar cei care aveau deja 14
puteau fi îndrumați spre o anumită meserie. Nu este clar ce s-a întâmplat cu acest institut după ce zona devine parte a României Mari, însă, ceva mai devreme, pe firul istoriei, documentele au consemnat suficiente detalii pentru a înțelege ce s-a întâmplat la cetatea de la Ineu. În secolul XIX, nobilul Peter Atzel ajunge în posesia domeniului de la Ineu. Investește destul de mult pentru ca viziunea sa asupra cetății să se concretizeze. Astfel, în 1870, încep lucrările de restaurare. Intervențiile pe care Peter Atzel le face au dat așa o notă oarecum romantică și au dorit să-și reamintească de vremurile medievale, încercând să-i dea o tentă medievală întregului ansamblu. În deciziile pe care le-a luat cu privire la restaurarea cetății, Peter Atzel, asemeni altor proprietari de conace, a fost puternic influențat de perioada romantică. O perioadă în care multor construcții le-au fost adăugate detalii arhitecturale de inspirație medievală. Evident că și aceste ferestre, Atzel a încercat să-i dea o notă cu un iz medieval, închiderile astea în arc frânt, oarecum se apropie de perioada gotic. Pentru transformarea cetății în castel s-a folosit o cantitate uriașă de cărămidă. Partea sudică a cetății a fost reconstruită în întregime, iar peste ruinele medievale a fost ridicat un nou nivel. Și pentru că orice castel trebuia să aibă turnuri impresionante, Peter Atzel dispune restaurarea celor vechi. Multe dintre intervenții au fost, să zicem, stângace, ca să nu zicem altfel, dar toate acestea, luate per ansamblu, au contribuit la păstrarea și conservarea întregului.